Domnilor, situația însă rămâne tensionată și critică, inclusiv la Roșia Montana. Este acolo o acțiune în desfășurare. Pompierii militari continuă să scoată apă din lacul Tăul Mare cu motopompele pentru a scădea presiunea pe barajul care se poate rupe în orice moment. Nivelul apei a scăzut cam cu jumătate de metru, dar nu suficient, astfel încât oamenii să fie în siguranță. Mergem acolo, la Roșia Montana, pentru că colegul meu, Cristi Popovici, este în direct cu noi. Bună ziua, Cristi! Am văzut, este acțiunea în desfășurare, sunt foarte mulți oameni care sunt în pericol. Ce spun în aceste momente pompierii, salvatorii care se află la fața locului? Bună ziua, Berta, bun regăsit tuturor! Situația este periculoasă din punct de vedere al celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și asta pentru că au reușit să scadă nivelul lacului Tău Mare doar cu 80 de centimetri, maxim un metru în unele zone, mult sub ce și-ar dori ei, undeva la 5 metri, astfel încât barajul să fie pus în siguranță și să poată să verifice și să descopere dacă mai sunt eventuale fisuri în această construcție, care are în jur de 100 de ani. Vedeți cele două motopompe care sunt în funcțiune în acest moment. Una dintre ele s-a defectat în această dimineață, va fi înlocuită, însă este o procedură care va dura câteva ore. Va fi adusă una din sat care a fost pusă acolo în vale în cazul în care, Doamne ferește, se rupea barajul să se fi intervenit cu promptitudine. Durează, spuneam, această operațiune, unde mai pui, Berta, ca și ploua noaptea trecută și în această dimineață până acum o oră, așa că o parte din apa pe care pompierii reușeau să o scoată din lac era adusă înapoi de natură. Situația este complicată și jos în vale, deoarece acolo localnicii refuză să plece. Spun că situația, din punctul lor de vedere, nu este atât de periculoasă pe cum o prezintă autoritățile. Totul a pornit de la acea fisură în barajul care ține acest lac, un baraj, spuneam, construit pe la 1908-1912, îmi spuneau localnicii, pentru a fi folosită apa de aici din lac la operațiunile miniere de scoatere a aurului. Rămânem în continuare aici, atât pompierii, atât noi, cât și pompierii și cei de la Apele Române care monitorizează zona și spun că din punctul lor de vedere pericolul va trece abia peste 4-5 zile, momentul în care nivelul apei de aici din lac va scădea cu măcar 5 metri. Este extrem de important ce se întâmplă acolo și cu siguranță intervenția este una complexă și de amploare. Mulțumesc foarte mult, Cristi Popovici. Mergem însă și la colega mea, Andreea Borboros, pentru că și ea este la fața locului, a vorbit cu oamenii de acolo. Sunt mulți oameni care au fost evacuați, dar poate jumătate dintre ei deja au decis să revină în casele lor. Spun că la internatul în care au fost cazați nu au primit nici apă, nici mâncare și că preferă să revină acasă. Spuneam, colega mea, Andreea Borboros, este în direct cu noi și are mai multe informații. Bună ziua, Andreea! Ce spun oamenii și, evident, ce soluții ar putea să aibă în afară de acest internat, iată, și poate există și o reacție din partea autorităților dacă oamenii n-au primit nici apă, nici mâncare. Este incredibilă situația. Bun găsit, Berta, bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, mare parte din cei care au plecat ieri de aici, din Roșia Montană, au ales să se reîntoarcă în casele lor. Asta pentru că, spun ei, cel puțin la internatul liceului din Abrud, acolo oamenii nu au primit apă și mâncare. Oamenii au preferat să se întoarcă acasă, să aibă grijă de locuințele lor, cu toate că autoritățile le-au dat informații prețioase în ceea ce privește o eventuală viitură, pentru că vă reamintesc faptul că vorbim de un lac, cel care are numai puțin de 280.000 de metri cub. Practic, pericolul este unul uriaș, iar mesajele RoAlert asta de fapt au și informat, însă chiar și așa oamenii nu mai țin cont de aceste avertizări și iată, preferă să revină aici în casele lor, în speranța în care vor avea timp să se autoevacueze din nou în cazul în care pericolul va fi unul iminent. Autoritățile, însă în special cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, susțină foarte clar faptul că este un pericol extrem de mare, pentru că, pentru a vă face o idee, o să vă explic exact cum stau lucrurile aici. La aproape 3 km depărtare se află lacul Tăul Mare. Aici, în Roșia Montană, unde ne aflăm și noi, practic ar fi cel mai mare pericol și vorbim de numai puțin de 200 de case care ar putea fi efectiv măturate de viitură, mai ales că aici vorbim de foarte
foarte multe case care au fost deja abandonate încă de câțiva ani în urmă, așadar o eventuală viitură ar fi catastrofală. Oamenii nu ar avea timp să se autoevacueze, susținea inclusiv secretarul de stat Raed Arafat, faptul că în cazul în care digul se va rupe, ar avea la dispoziție aproape jumătate de oră. Cei care au refuzat însă să plece de acasă au primit informații de la pompieri și de la jandarmi, de la polițiști, cei care au mers din casă în casă și le-au spus pașii care trebuie să urmați în momentul în care vor primi un mesaj roalert de evacuare imediată. Ei bine, pompierii care sunt aici la Roșia Montană, pe locul pe unde s-ar presupune că ar veni apa în cazul în care această nenorocire s-ar întâmpla, ei bine, îți spuneam că pompierii sunt pregătiți asta pentru că din locul unde, de unde ajunge apa care este extrasă din lacul tău mare, ei bine, pompierii din acel părău, așa cum îl numesc localnicii de aici, scot apa cu ajutorul unui furtun care se întinde, iată, pe o suprafață de un kilometru jumate, în încercarea de a duce apa care vine de sus din Tău Mare, apa extrasă de pompieri, într-un râu situat la aproape 2 kilometri, un râu mai larg, astfel încât mai apoi apa să nu inunde tot ceea ce vedeți aici. Între timp, însă, oamenii încearcă să-și vadă decursul firesc al vieții. Mulți dintre ei au mers la locul de muncă, copiii au fost duși la școală și așteaptă dintr-un moment în altul indicațiile autorităților. Un lucru însă este sigur, aceștia nu vor pleca până ce nu vor avea certitudinea că există un pericol real. Asta pentru că unii dintre ei spuneau că au mai existat astfel de zvonuri că acel dig s-ar surpa, ar exista anumite fisuri, însă niciodată nu au fost puși în această situație și anume aceea de a pleca cu copiii, cu câteva haine pe ei, în alte locuri, mai ales că mulți dintre ei n-au apucat nici măcar să-și ia actele, nu mai vorbim de bani pentru a-și putea procura mâncare și apă, cea care ar fi trebuit să ajungă la ei, după cum ne spuneau chiar oamenii de la Crucea Roșie.